Sau și eu am ținut un episod din Rise of the Tomb Raider Balenciaga DLC. Hai să continuăm și să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vrem să ajungem acolo sus eventual. Hai să vedem unde ne zice. Ok, avem de-a face cu niște platforme pe care trebuie să le mutăm și bănuiesc că are ceva de-a face cu chestiuța asta de aici. Așa că, hai să ne folosim de asta. Și să încercăm să mutăm aceste platforme, să vedem cum ar trebui să le mutăm. Să încerc să le dau la maxim. Văd că merge în gol, adică... Să încerc să ajung acolo. Oh, shit, nu o să țină. Urcă-te. O fac. A funcționat. A zis că that won't work, dar a funcționat. Am ajuns aici până la urmă. Connect this to something. Singura chestie e acolo. Și nu uitați, dacă vă place Tomb Raider, nu uitați să apăsați butonul de like pentru, nu știu, e un joc superb. Mie unul îmi place foarte mult și v-am zis chiar dacă am terminat cu jocul principal, facem acest DLC, Baba Yaga, un nume interesant, dar ci că chiar există această legendă a vrăjitoarei. Bun, și acum noi trebuie să facem cumva să ajungem acolo, vezi că ne și zice, deci acolo sus. Practic, văd acolo ceva alb, pe chestia aia trebuie să urcăm, aia trebuie să se ridice. Hai să vedem. Să rotesc asta. Și zice cât poți să rotești acolo. Văd eu acolo un indicator. Faza e că... O să cadă. Pot să sar pe ăsta și de pe ăsta să... Mă duc... Nu, n-a mers. Fac. Că de acolo de sus... Nici n-ai cu ce să te conectezi. N-ai cum să te prinzi. E făcut special ca să n-ai cum să te prinzi. Și ăsta cade. Use one of these ropes to get back up. Ok. Și de aici ce? Că practic de aici pot să mă cobor pe cealaltă frânghie. Stai așa, am o idee. Dacă deconectez... stai. Hai să ne folosim de asta. Cred că poți să blochezi, pentru că vedeți chestia aia de acolo, cred că poți să le blochezi într-o anumită poziție. Și având în vedere că avem cealaltă frânghie acolo, noi ar trebui să le punem ceva de genul ca să ajungă pe cealaltă platformă. Deci ceva de genul ăsta. Și acum blochează la aici. Și le-ar trebui să rămână așa. Cred că da. Hai să vedem. Și acum avem frânghia asta aici, putem să ne urcăm înapoi. Da, asta era șmecheria. Bun. Și de aici, acum, putem să facem săritura, dar am căzut, din păcate. Nu e nicio problemă. Doamne, grafica asta e așa superbă. Bun, și acum tot ce trebuie să facem e să ne urcăm pe această frânghie și să fac exact cum am făcut înainte. Nu e foarte greu. Absolut superbă grafica. Bun. De pe asta sărim pe asta și pe asta, în principiu, da, merge. Dar asta nu e ridicată. Bun, trebuie să mergem să o ridicăm pe asta, din partea cealaltă. Dar acum că avem platformele astea, nu va fi mare greu. O secundică, că rezolvăm noi și problema asta. Da, nu e chiar atât de greu puzzle-ul, dar e, cu siguranță e un pic mai complicat decât celelalte pe care le-am făcut până acum. Eu aș vrea să se prindă de chestia aia, dar ea se dă pe frânghie în loc să se prindă. Pe mă interesează să se prindă de asta. Nu te da pe... Nu înțeleg de ce faci asta. Lara, mă asculți? Și pe mine mă interesează să se prindă de frânghia asta. Așa. Ei, acum abia noi suntem aici. Învârtim de asta și pe aia o să trebuiască să fugim. Și să sperăm că o să reușesc să ajung la timp acolo. Știi, cam asta e faza. Op. Asta e maximul. Dăm drumul și fugim. Op.
Hai, Lara, fugi! Bun. Fugi că nu mai avem timp foarte mult. Ah, perfect. Bun, așa. Ok, trebuie să vină și Nadia. Avem o chestiuță aici. Ah, ceva de care tragi. Holy fuck, vine casa! Ia uitați-vă! Deci vine casa la noi. Și interesant. Deci până la urmă casa asta nu mergea. Asta vedeam noi de la drogurile alea, dar până la urmă casa asta era pe lift. Ha, ce tare. Și putem să mergem cu casa acum. De fapt chiar asta e și misiunea. Gondola discovered. Am descoperit gondola, care e de fapt o casă. Și cum o facem să meargă? Ride the gondola across the valley. Să trag de asta din nou. Ah, merge. Oh, cât de tare e. Mă întreb, ar trebui să mai fac ceva? Nu, pur și simplu merge ca o gondola obișnuită. Da, noi vedeam casa mergând. House walking on giant bird legs, but without the pollen, it's just an old contraption. I'm sorry. I was so sure of Grandpa's story. She's Russian, someone who knew the myth. Ah, e din Rusia. It's possible that your grandfather will know who she is. He was a prisoner in the Gulag, you said. I didn't say that. Not exactly. Grandpa was a guard. My grandmother was the prisoner. She was a brilliant scientist, and they brought. Bunica ei era un om de știință. Și a venit vrăjitoarea și a omorât-o pe bunica ei. Să sperăm că reușim să dăm de bunicul ei la timp și să-l salvăm. Nu știu unde ajungem, bănuiesc că pe acolo trebuiască să mergem. Se cam bălângă-ne asta, dar e ok. E ok. Nu știu cât de lung e DLC-ul ăsta, deci o să vedem în episodul ăsta la cât ajungem. Posibil chiar să terminăm în episodul ăsta, abar n-am. Trebuie să facem ceva? Da. A, uite, cred că e bunii cu ei. Nadia? How? It's the pollen. Here, let me. A, și el a fost drogat. I-a dat antidotul. A încercat să o salveze pe bunica ei, dar n-a reușit. Mai avem doar o singură doză de antidot. Că după aia o să vedem și noi tot felul de chestii ciudate. Faza e că o să avem nevoie de acest antidot ca să ne întoarcem. Altfel, na, nu știu. Trebuie să fie înăuntru aici. Și de obicei, jocul îți oferă o grămadă de muniții și chestii înainte să te bați cu cineva. Ceva mă face să cred că e un boss battle. Bravo, team. The missing soldiers, they're here. Soldații Bravo. Ups. Upsi. Bă, cred că pe aici avem niște săgeți. Hai să facem muniția. Am muniție suficientă să-mi încarc armele. Ok. La ăsta mi-aș mai face niște săgeți, dar n-am. N-am lemn. E niște lemn pe aici și n-am văzut eu. Nu cred. Nici n-ai pe unde să te duci. Bun, hai să coborăm și să vedem ce descoperim aici. Ah, de asta cu polen. Holy fuck. Ce facem? Oh! Oh, începem să vedem chestii ciudate.
Avem nevoie de antidotul final, nu putem să-l luăm acum, asta ziceam și eu. Asta nu-i bine, o să avem vedenii. Oh my god. N-am cum să-l iau, trebuie să-l păstrez. Fuck. L-a pierdut. A pierdut antidotul. Well shit. Da, începem să vedem ciudățenii. Oh my god. Ce urât e. Oh my god. Ok, defeat the witch. Trebuie să o batem pe vrăjitoare. Dar vin și ăștia. Oh shit. Nimic din ce vedem nu-i cred că e adevărat, bine. Ceva e adevărat, că văd că primim damage, da? Adică în principiu... Ah, ok. Ah, voi vedeți că are ceva acolo? Fuuu, de mine. Ok, are ceva acolo și dacă o prind aia... Stai, nu pot să o leg de ceva, de... Nu pot, pot doar să o trag încoace, dar o trag degeaba. A, uite mă, aici e ceva de genul. Ia vină mă încoace. Nu, eu vreau să o leg de asta, dar văd că jocul vrea... Nu vrea. Gata. Ah. Ar trebui să trag de manetă, să-mi deschid asta, da? Până ajung la manetă... Da, e ciudăț... Ah, uite aici are manetă. E ciudățel boss fight-ul. Stai jos. Și am atras de manetă când vine deasupra. Aha, asta era. Bănuiesc că trebuie să-i fac din nou aceeași chestie, dar cred că o să mai trimit oameni. Sau nu? Hei, vină încoace. Stai jos. Și eu mai dau din nou foc. Dă-i mă foc. Ah, nu mai merge. Mi-a distrus-o. Deci merge o singură dată. Trebuie să te duci la fiecare în parte, cred. Și aici unde e maneta? Că nu știu. Maneta e acolo. M-a prins cu aia. Ok, stai jos. Și am adresat să tragi de asta. Da, asta era. Oh shit. Se ridică nivelul apei. Vreau să iau pachetelele alea. Uite acolo. Uite câte pachetele sunt. Poți să mă duc sub apă? Na, nu mai. Cam târziu. Pot pe aici? Nu. Cred că sub apă vrea să mergem. Bă, mie mi-arată că sub apă, dar până la urmă nu merge să te bagi sub apă. No, uite acolo sus. Și vorbește într-o limbă ciudată, nu știu ce limbă e asta. Nu e rusă cu siguranță. Nu sună așa rusă. Nu merge pe aici. Ah, uite că am văzut. Dar cum te... Deci să sar pe asta. Dar n-am mai făcut până acum sărituri de astea invers. No, practic trebuie să te duci pe aia, pentru că, uite, acolo sus trebuie să te cațări. Și eu să-mi dau seama cum... A, nu mă uit aici.
Oh, fuck. Și le tragem cap și nu am nimic. Bombă. Ia dă-mă shotgun-ul. Știi că sunt oameni care au fost luați de ea, omorâți și pe aia transformați în slujitorii ei. Dar nu e real, cum zice și Lara, nu e real. Ia de aici. Hop. Astea, frunzele astea, ai nevoie de ele, sunt foarte bune pentru că poți să-ți faci medkit-uri din ele. Așa că oriunde le-aș găsi, le voi lua. Faza că nu mai am săgeți și dacă mai am nevoie de săgeți, ce fac? Chiar nu știu. Ok, pe acolo nu putem să mergem. Să ne urcăm pe aici, cred, nu? Nu știu ce mi-arată acolo jos ceva. Când clar, direcția pe unde ar trebui să mergem e aici. Doamne, ce ciudat. A, uită-mă pe asta. Sper că mai dă niște săgeți. A, uite-mă, îmi dă săgeți aici, e bine. Bun. Hai să vedem ce facem. Și trebuie să o prindem aici, din nou. Din nou încoace. Stai jos. Și acum trebuie să ai grijă că se ridică și taie chestia aia. Când vine aici, îi dai drumul. O pârjolim. O facem... o facem la grătar. Vrăjitoare la grătar. Sună bine, nu, nu. Nu să-mi dau seama, pentru că aici, după ce ai folosit-o de asta, am impresia că nu mai merge să... Da, nu merge să folosești a doua oară. E doar o singură dată. Am găsit lemn. Trebuie să fie alt loc pe unde poți să o ataci. Că pe ăsta l-am atacat, prin ăsta l-am atacat, am atacat-o. Pe acolo pe sus n-am atacat-o, uite. Hop. Da, de aici cred că trebuie să mă duc așa. Sper. Oh. Da, cred că asta e, că au apărut ăștia din nou. Păi bine că îmi dă gloanțe peste tot. Adică nu există riscul să rămâi fără gloanțe. Și chiar tare, DLC-ul, adică n-am avut astfel de boss fight în jocul principal și avem într-un DLC. Super tare. A, ia stai aici, fuck. Vrăjitoare, du-te de aici, lasă-mă în pace. A, e ceva, un mecanism aici, ce e asta? Oh-oh. Nu știu dacă ce-am făcut e bine. Sper. Stai jos. A, uite aici unde stă. A, stai mă, aici am ajuns unde eram deja. Trebuie să ajungem acolo. Două săgeți. A, urât mai face. Oh! Prinde-te, prinde! Era să nu o prind asta. Ce mă, vrei și tu? Ia de aici. Se bate Lara cu toți. Lara e campion mondial. La MMA. Ok, avem unul sus aici. Cum fac să o trag aici? Aha. Ia vină tu încoace. Lasă frânghia aia acolo. Ok, mai dau o dată. Stai jos.
Gata. Să ajunge. Oh, nu. Da, sunt cam ocupați la momentul ăsta. S-a trezit bunicul. What? Vrăjitoarea e bunica ei, de fapt. Ci că să nu o omorâm. Deci, what? Până la urmă, vrăjitoarea e bunica ei. What the fuck? Ai zis că trebuie să o oprim, măcar. Nu neapărat să o omorâm, dar să o oprim. Da, nu știu ce să zic. E periculoasă. Trebuie să fac cumva să mă urc mai sus. Să fie o cale. Stai jos. Cred că pe acolo, că într-un fel jocul mi-arată unde trebuie să merg prin acești inamici. Cred. Nu mi-ar pune inamici aici dacă n-ar fi o cale bună de mers. Cred că sunt și prin spatele meu. Mi-am pus medkit. Ok, am ajuns un pic mai sus și de aici. M-am sărit pe ceva. Ajung? Ha! Oh, am ajuns, bun. Stai jos. Fuck, trag toți din mine. Trebuie să sărim pe asta, cred. Suntem sus de tot acum. Oh, câini! Ce vreți, mă, răilor? A, uite, ăsta e ultimul punct, cred. Faza e că trag ăștia din toate direcțiile. Am o săgeată în mâini, în armă, ați văzut? Ce ciudățenie. O să prind pasta, vin încoace. Să țin să nu se, să nu taie frânghia. Și să văd unde-i butonul ăla. Uite-l aici. Lasă frânghia în pace. Hai, e timpul să mori. Cred că sunt în apă. Da, uite-o. Ce mai zici acum, a? Vrăjitoare. Chiar crezi? Când mă impresionezi? Mi s-a dus efectul de la droguri. Știm cine ești. Nu înțeleg de ce a făcut asta. Și a făcut toate astea ca să stea în viață. Ca să nu omoare soldații ruși. Serafima. Ia uite. I-au zis că a murit. Deci amândoi știau că unul din ei e mort. Măcar sunt împreună acum. Și nu mai trebuie să fie așa. Da, interesant. Defeating the Witch. Mission Defeating the Witch. Ok, aici se pare că ni s-a pus un magazin. Mission complete, defeating the witch. Să vedem dacă mai avem ceva din acest DLC sau asta a fost finalul. New gear acquired, Dream Stinger. Pollen Arrows, your Dream Stinger now infuses bows with pollen arrows. New outfit available, avem un costum nou disponibil. Dar, după cum vedeți, pe hartă nu mai avem punctul de Baba Yaga, pentru că am impresia că asta a fost. Asta a fost toată și mechirea. A, nu e magazin, mă, e ea. Da, cred că asta a fost, ha? Ok. See you soon. Și așteptăm să ne oprim la focul ăsta. Măcar au fost preuniți. Bunicul și cu bunica.
și totul e în regulă. Acum nu mai trebuie să trăiască aici în pustietate, poate să întoarcă, să fie împreună și totul să fie în regulă. Asta a fost DLC-ul cu Baba Yaga, a fost mai scurt decât mă așteptam, credeam că o să fie cel puțin când te duci pe Steam să te uiți pe DLC, zice că e între 2-3 ore, cam așa. Și am impresia că l-am terminat sub o oră, nu știu exact sigur, episodul anterior a fost ceva de genul jumătate de oră, asta nu știu cât a fost, ia să mă uit. Asta a fost 25 de minute, deci l-am terminat sub o oră. Da, a fost tare, mi-a plăcut. Și dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să apăsați butonul de like. Asta a fost cu Tomb Raider-ul. O să mai facem și alte serii cu poveste în curând, nu știu exact când. Nu mă întrebați, o să vedem. Oricum trebuie să vină Dying Light-ul pe 9 februarie. Vedem, sunt o grămadă de chestii faine care trebuie să urmeze. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!